Bine ați venit, intrați, vă rog. Pentru că ne imaginăm cum arată o dimineață a Silviei Radu în calitate de șefă, ne-am propus să vedem cum își începe ziua și în calitate de mamă, soție și gospodină. Cătălina, micuțul geniu al casei, te provoacă să ghicești câți ani are. Știe să prepară biscuiți crocanți împreună cu mama, iar cu bada Ovidiu joacă șah. Când faci mat, câștig. De obicei nu fac multe pozne. O ajut să fac mâncare, o ajut să cu florile. Eu vreau să devin un medic veterinar și să îngrijesc de toate animalele, nu contează. Eu până la Dumnezeu o iubesc. Nicoleta, mezina de 6 luni, pare să nu rădea prea mari bătăi de cap celor din familie. E cu mințică, spune-i casei, iar după un somn bun, încearcă să-și vorbească. Așa, așa, așa! Trei copii, o casă ca în povești, chipuri fericite. Care să răfie secretul? Depinde ce vrei. Vrei o viață stabilă? Ai o viață stabilă, adică o familie stabilă. Adică nu trebuie să faci de dragul părinților sau a prietenilor sau de ochii lumei. Am dispoziție eu să gătesc, gătesc eu sau are dispoziție Silvia. Virgiliu întotdeauna face rață, de exemplu, și peștele. Da. Cătălina face biscuiții. Da, eu fac restul. Am încercat să aflăm de la cuplul Radu cum arată dragostea peste 22 de ani de căsnicie. E aceeași dragoste, e aceeași, pe odată, sentimente de gelozie, și dragoste, și toleranță. Prietenul ai nevoie să cunoaște. La 16 ani, Ovidiu pierduse orice speranță să mai aibă vreun frate sau vreo soră. Apoi în viața lor a apărut Cătălina. Wow, asta chiar a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine, eu nici nu știam, ei nu spuneau nimic. După asta a apărut și Nicoleta și fiind de 2 ori badea, e ceva. Mama ea, mă miram cum reușea să fie atât de grijulie cu mine, fiecare seară îmi citea povești până la vârsta de vreo 7-8 ani. Am avut ocazia să fiu cu ea în sediul de la Fenosa. Acasă e mama, acolo e șef. Colecționează modele de automobile, iar pianul l-a studiat fără a face vreo școală de muzică din pasiune.